Un motiv de rugăciune. Duminica următoare, în Hamburg, Germania, va fi un protest pașnic în sprijinul familiei Furdui. Probabil că majoritatea ați auzit despre cazul lor, un caz disperat în care protecția copilului a decis luarea tuturor copiilor lor. Din câte am înțeles, mai au o singură înfățișare, după care se va decide dacă se va lua custodia sau nu. Este foarte important săptămâna aceasta, mai ales, să-i avem în rugăciune și post. Să încercăm cu adevărat să ne punem în papucii lor, plin de dragoste și empatie. Să nu ne încălțăm cu papucii criticii și a judecății, sau și mai rău, a indiferenței. Acești oameni au nevoie de sprijin, acum, nu să îi trecem printr-un scanner al greșelilor de educație parentală. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o săptămână ușoară și binecuvântată. Distribuie și abonează-te pe canalul Hrana Ta. Incredibil și inadmisibil. Familiei Furdui i-au fost încălcate toate drepturile. Cel mai grav, dreptul de a avea un proces echitabil prevăzut în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 47. În data de 17 februarie, în mod contrar oricărui drept de apărare, instanța s-a întrunit de una singură, fără știrea avocaților și a părinților, și a retras toate drepturile parentale ale părinților Furdui, acordând tutelă deplină Jugendamt. Potrivit echipei de inițiativă pentru o susținere a familiei Furdui, acest lucru înseamnă că părinții nu mai au niciun drept de informare privind orice aspect al vieții copiilor Furdui, vizitele le pot fi blocate, iar copiii mutați în orice moment în orice parte a Germaniei, a relatat Robert Sigartău pe pagina de Facebook. Camelia și Petre Furdui sunt doi tineri români care s-au cunoscut în Spania, s-au căsătorit, iar ulterior s-au stabilit în Germania, ele lucrând în domeniul instalațiilor și al amenajărilor interioare. Dumnezeu i-a binecuvântat în tot acest timp cu 7 copii frumoși, veseli și sănătoși. Au trăit fericiți în spiritul principiilor creștine, cu respect și dragoste față de Dumnezeu și semeni, fiind o familie echilibrată, educată, manierată, lipsită de abuzuri sau excese. Catastrofa s-a întâmplat din senin, fără o avertizare în prealabil, în 26 aprilie 2021. Părinții sunt încă în stare de șoc. Totul s-a desfășurat rapid, abuziv, fără drept de apărare sau protest. În jurul orei prânzului au venit două persoane de la Serviciul de Protecție al Copilului, Jugendamt din Germania, și i-au ridicat pe cei 4 copii care erau acasă la acea oră, inclusiv fetița de numai un an, spunând părinților că ceilalți 3 copii vor fi luați direct de la școală. În zadar, lacrimile, insistențele și rugămințile părinților. Li s-au comunicat formal că momentan nu trebuie și nici nu pot face altceva decât să aștepte până vor fi anunțați de către Jugendamt ce se va întâmpla cu copiii.